Giurgiu a fost vizitat astăzi de europarlamentarul PSD, Viorica Dăncilă. Parlamentarul european reprezintă zona de sud a României la Bruxelles din 2009. Face parte din grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Foarte activă în plen, Viorica Dăncilă face parte din 6 delegații și comisii europarlamentare. O preocupă toate politicile, atât economice cât și sociale, dar ca social-democrată, Viorica Dăncilă susține mai presus de orice interesele categoriilor defavorizate. Lucru deloc ușor în Parlamentul European, câte vreme alți aleși români din plen nu promovează interesele României. Faptul că sunt un europarlamentar din partea de sud a județului și pentru noi agricultura reprezintă o prioritate, dar și o ramură strategică la nivel național, m-a făcut ca în acest domeniu să am cele mai multe lor de cuvânt și cele mai multe amendamente depuse. De exemplu, numai pe politica agricolă comună, pe plăți mai echitabile, tineret, o politică mai verde, am depus peste 100 de amendamente și vreau să vă spun că 80% dintre ele au trecut. Clar susțineți interesele șomerilor, femeilor, țăranului român, categoriilor defavorizate. Simțiți că vă faceți auzită în Parlamentul European? Da, eu cred că fiecare, dacă vorbim în Parlamentul European și mai ales dacă depunem foarte multe amendamente pe rapoarte care vizează politica de stânga și aceste amendamente căutăm să ne facem o majoritate, nu numai că ne facem auziți, dar acestea au aplicabilitate în țara noastră. După cum știți, 70% din politica națională se face la Bruxelles. Mai multe aflați după știri în ediția specială în care europarlamentarul Viorica Dăncilă a acordat un interviu exclusiv pentru TV Giurgiu.